Și după masă copioasă am poftă să beau un pahar de suc și vă recomand și vouă să beți suc din acesta fără zahăr. Preferatul meu este Pepsi Max pentru că în ultimul timp ăștia de la Coca-Cola au tot schimbat rețeta de la Cola Zero și nu mai îmi place absolut deloc. Eu care am foarte mare fan Cola. Așadar dacă nu puteți să renunțați la sucul și aveți poftă să beți un suc, un aliat foarte bun când vreți să slăbiți și vreți să consumați foarte, foarte puține calorii, este acest Pepsi Max, da? Sucurile care au 0 calorii. Sunt mai multe tipuri de sucuri, puteți să alegeți preferatul vostru și să beți un pahar două pe zi, nu este nicio problemă. Aspartamul nu este chiar atât de cancerigen precum zic foarte mulți, deoarece studiile s-au făcut pe șoare și au folosit niște doze extraordinar de mari, iar pentru oameni s-a dovedit că nu este cancerigen dacă este consumat în moderație, adică o persoană de 60 de kilograme ar trebui să consume 25 de litri de suc din acest antulcit cu aspartam ca să uh, existe riscul de cancer și asta în timp. Așadar, dacă o sticlă din asta de Pepsi normal ar avea vreo, nu știu, 200 de grame de zahăr, să zic, nu știu exact cât are, să vă zic acum, pentru că n-am mai cumpărat de foarte mult timp sucuri cu zahăr. E bine, acest suc are sub o calorie pe 100 de ml. Asta înseamnă că toată sticla asta de 2 litri are sub 20 de calorii, adică foarte, foarte puțin, nesemnificativ. Nu o să vă stricați dieta dacă o să beți suc din acesta cu 0 calorii. Și vreau să vă mai spun și de ce are atât de puține calorii, pentru că foarte mulți poate nu credeți etichetele acestea că sunt adevărate, pentru că ați văzut că etichetele de foarte multe ori sunt mincinoase. Ei bine, îndulcitorii acest, acestea cum este aspartamul, au o valoare de îndulcire mai mare de 200 de ori decât zahărul. Așadar, în loc să pui 200 de grame de zahăr să îndulcești o sticlă din asta, pui decât un gram, da? care are 4 calorii și de aceea are foarte, foarte puține calorii și de aceea pe 100 de nitri vine sub o calorie. Nu este sănătos, nu vreau să fac acum teoria chibritului să spun că, vai doamne, că de sănătos este acest suc care are aspartam sau care are alți îndulcitori. Dar dacă ești obez și dacă vrei să slăbești și nu te poți abține de la sucuri, cel mai bine este să bei un pahar, două de suc din acesta uh, Pepsi Max sau Cola Zero sau Fanta Zero sau ce-ți place ție, îți faci pofta, nu te îngrași și bineînțeles o să ai un organism sănătos dacă vei mânca foarte multe fructe și legume și vei putea să slăbești și îți vei putea face și pofta cu un risc minim, da?